Opa, bine v-am regăsit fără povești din Mezozoic astăzi, însă pentru că lipsește domnul Ladi Dobre din acest episod. Dar avem ce discuta, mai ales că se tot dezbate aici de câteva zile nenorocirea de bile bonus dublu pusă de domnul Cătălin Mihalache. Da, păi suntem din ce în ce mai aproape. Da? Săptămâna trecută am avut unul pierdut la două meciuri la cupele europene, dar așa cum i-am învățat eu pe oameni, am reușit să dăm cash out frumos la unul dintre ele, la cotă 45. După aceea a venit uh, minunăția din weekend, uh, biletul de 25 de meciuri a fost practic cel mai copiat bilet din Super Social pentru că l-am făcut cu ajutorul vostru. 25 de meciuri și l-am pierdut la un singur meci. Într-adevăr, a fost o situație destul de delicată pentru că meciul de la Olimpiacos, pe care am pariat noi pe victoria lui Olimpiacos, a avut un final destul de încins. La un moment dat, meciul s-a oprit, s-a reluat, a fost stabilit pierzător, după aia revalidat. Aici este cu. M-au întrebat foarte mult și aici aș vrea să explic. E Cumva o sabie cu două tăișuri, mulți încercau să acuze că domnul l-au stabilit din pierzător Practic mai rămăseseră trei meciuri după acela, trei meciuri de luni da? Și din pierzător în uh, ziua de luni a fost uh, stabilit ca și uh, pariu void, pariu anulat de cotă 1 uh, Urmând ca următoarele trei meciuri să ne țină cumva în cărți cum să zic, mai mult de jumătate din mesajele pe care le-am primit, eu atunci nici măcar nu eram, eram undeva la fotbal, sau, adică nu puteam să mă uit pe telefon. Când mi-am luat telefonul, sute de mesaje. Domnule, că e biletul în joc, nu știu ce. E, mai mult de jumătate au avut noroc pentru că a scăzut cota pe uh, Olimpiacos și au luat de de Olimpiacos minim două goluri. Oamenii au câștigat, mi-au trimis mesaje de să-ți dea Dumnezeu sănătate, am luat bani de sărbători, nu știu ce. Alții atunci când s-a stabilit, s-a restabilit în cotă 1, au reușit să dea cash out, au retras chiar și din agenții. Situația a fost una destul de delicată, dar nu din cauza casei de pariuri, nu din cauza superbetului. Asta trebuie să înțelegeți cei mai mulți dintre voi. Situația a fost și la alte case de pariuri, nu doar din România, și din afara României. Asta pentru că cei care se ocupă de settlementul rezultatului final, sunt, practic, este o firmă, da, un provider separat care lucrează cu mai mulți clienți din sfera caselor de pariuri. Pentru că s-au primit reclamații la acel provider, da, direct la acel provider din întreaga lume, deci nu era vorba doar de biletul nostru, era vorba de meci în sine, Olimpiacul a, avut un, un, a avut două goluri anulate cu VAR, al doilea, a fost destul de scandalos, nu știu, minutul 90, un var discutabil, să zicem. A început să se dezlănțuie ea după pe acolo, pe, pe teren. S-a întrerupt pentru câteva minute, în minutele de prelungire, pentru că s-au folosit gaze lacrimogene, etc. Ulterior, jucătorii știți foarte bine că au revenit după vreo 50 de minute pe gazon și meciul s-a jucat până la final. În fine, nu s-a mai jucat așa cum trebuia, pasau între ei, dar s-a dus la, la, bun sfârșit. Dacă meciul se întrerupea de tot și nu se relua în termen de 48 de ore, noi primeam pe Superbet, pentru că pe Superbet am jucat, primeam cotă 1. În intervalul acela, în care providerul a zis, ok, hai să-l dăm cotă 1 și să cerem lămuriri suplimentare da, din Grecia. În intervalul acela, foarte mulți au apucat să dea cash-out, să-și ia banii sau să-i scoată din agenție, dar nu doar de la Superbet, Vă repet, a fost un caz general, nu doar cu biletul nostru, da? adică nu a încercat cineva să ne fure pe noi. Într-adevăr, rămân și eu cu gustul amar pentru că. Timingul a fost de așa natură atunci când s-a stabilit că da, este un pariu pierzător, acela al nostru, Deja mai ieșise ieșis un meci de pe bilet și era foarte aproape să iasă și al doilea și mai rămâne al treilea. Unii ziceau că, domnule, noi am pus și contră, am pierdut și banii pe bilet, am pierdut și banii pe contră, dar vă dați seama că atunci când s-a stabilit din nou pierzător biletul, cei care puseseră și contră, majoritatea au dat cashout la contră, și uh, n-a fost nicio tragedie. E un caz destul de rar. Uh, știu că dacă vreți, să vă, dacă vreți să vă, apărați interesele, sunteți îndreptățiți să na, cereți socoteală la forurile competente, nu știu, să depuneți plângeri, acelea se vor rezolva, sunt convins, dar noi trebuie să ne vedem de treabă și să ne câștigăm pariurile pe bune, adică nu să încercăm cu, cu analiza VAR, să zicem așa. Uite că aici var ne-a rupt în două. Dar suntem din ce în ce mai aproape și o să avem și în acest episod un bilet bonus dublu care zic eu că arată foarte bine Suntem din ce în ce mai aproape să-l lovim acum pe final de an Haideți să începem totuși cu cele 5 meciuri cu care v-am obișnuit, cele mai tari din acest weekend Și să discutăm pe tema lor pe scurt Așa și să facem și un bilet la o cotă frumoșică din ele Juventus cu Napoli, Carmen Da, da, mulțumesc, Ia, mulțumesc. Zim tu despre ai tăi sunt pe val, degeaba Sunt pe val, da. toți că nu, că nu, că nu. Bine le învinge până la final, deși acum am văzut cu toții că e greu să te lupți. Uite, și cei de la Napoli au ajuns să se plângă de arbitraj după meciul cu Inter și toată lumea se eu și toată. Și... De noi, ne plângem, noi ne plângem de biletul ăla pierdut dramatic, dar pe ei de la Olimpiacos că au declarat război federației. Așa și mă, tot că așa. sunt mai multe. Iar aici avem o problemă. Daniele Orsato, Ah. Ciuruială, galbine! Galbene! Ma, cartoane! Iau de la 5 în sus, cred că o să iau de la meciul ăsta, da? Oricum, eu stau bine, locul 2, da? Două puncte de inter, locul 1. Un singur meci pierdut. Ce nebunie! Da! De mult nu i-am mai văzut. Problema pe ele, e că așa. în ultimele 6 meciuri directe eu am doar o victorie cu Napoli. Păi, da, da. da. Până când o viață amară. Însă sunt bine, pericur. au început deja să se mai liniștească apele, să mai. Bă, Confirmă că vor renoi contracte, niște băieți, un Rabio, Rabio un Vlaovici, și că Vezi îl bun. vrem pe Jadon Sancho, nu știu ce să facem cu el, dar. Mă rog. <laughs> <laughs> Însă au foarte mulți accidentați cei de la Napoli, sunt și acolo niște probleme, și vin oricum. Acum sunt ei entuziasmați că a fost gala, da, și au luat premii toți, cred că n-a mai rămas unul, cred că a luat și magazionerul da. de la Napoli, a luat <laughs> un premiu pe scena aia, n-am verificat, dar e posibil. Și pe stânga, acolo, o să fie o pâine de mâncat, că toți băia mai experimentați sunt caput. Da? m-am mm. da, uitat. Da. Și Olivera, și Mario Rui, și Zanoli, și Di Lorenzo, Di Lorenzo care n-a mai pierdut un meci de 18 pe luni. N-a mai ratat. A jucat da. tot. Și el e încerc. E bine să bat cu 1-0 cel puțin. E bine pentru Juventus. Da. Da. Mă uitam că Napoli, cea mai slabă defensivă din top 10 în seria, 17 goluri încasate, eu a primi doar 9. Da, uh, nici n-a dat. Domnul Victor și n-a mai dat gol de pe 8 octombrie. Are de două abia, luni. stai mai puțin, că abia a prins și el, două. Uh, Walter Mazzari are un bilanț teribil în disputele contra lui Alegri. Da. Uh, da. <laughs> de șapte ori s-au impus formațiile lui Alegri, cele ale lui Mazzari doar de două ori. Nebună. 6 meciuri la egalitate. da, hai să trecem direct la cote, da? Ar mai fi multe de zis, dar să stăm și noi așa un timp decent aici. 2 Juventus, 3-30 egalul și 3-10 victoria lui Napoli. Ce ai zis tu, cartonașe? Da, dar la 5 în sus da, linia, linia, acolo. e peste 6, de la 6 în sus, peste 5,5230, peste 4,5165. E bun, așa. E. <laughs> da, A e, să știi că, că eu. Un super pariu, ceva după aia, dacă eu, o merg, eu o să merg, eu să merg aici un pic mai safe, așa, deci tu ai zis că baci cu 1-0, da? Cel puțin. Cel puțin 1-0. O să merg un pic mai safe și caut dronobetul ăsta. Nu știu dacă o să fie GG. 1.65 în momentul de față dronobetul pe Juventus. Adică dacă se termină egal, pariul primește cota 1. Dacă e să câștige Juventus, suntem în cărți. Asta este selecția mea și sper că te mulțumește, da? Și Solisto are cotă bună. Și Solistu are cu bună, 40. Uh, hai să mergem în Turcia, unde avem meștare, Beşiktaş cu Fenerbahçe, <laughs> Balamuc. Da, Fener liderul la egalitate de puncte cu Galata, 37 de puncte. Beşiktaş la egalitate de puncte cu Kayseri -Spor, frate, locurile 3 și 4, da, 26 de puncte. Uh, ambele vin după niște înfrângeri usturătoare, în cam frânzli, da? Beşiktaş a furat-o cu 5 la 0 de la Bruj. Și băi băiatul în Norgeland, a dat de pământ cu Fener, da, frate, frate da. 6-1. Ce nebunie! Da, o să... o să fie interesant că, de exemplu, pentru Besiktas, în ultimele trei meciuri de acasă, Fenerbahçe Fener, au fost au fost X pauză, X final. X pauză, X final, da? Ultimele trei meciuri directe de acasă... Uite, pe asta n-am văzut-o, recunosc. Scăpat. Păi de aia ne completăm noi și facem echipa aici. 4 din ultimele 5 meciuri directe au fost 4 egaluri Și 5 din ultimele 6 directe au fost GG-uri. Și cum facem? Tu ce ne zici? <laughs> uh, fii atentă, Fenerbahce, ce nu mai puțin de 4 fotbaliști în top 10 golgeteri din Turcia. Uh, GECO 11. Zimaschi, da. Zimaschi 7, Tadi 6. Cagvecii. Cagvecii, da. Tot 6. Da. Uh, Dar la ăștia nu prea aduni. Abia scos de Nabubacar ceva. 3,4 este media golurilor în meciurile lui Fenerbahce din acest sezon. 6,7 șuturi pe poarta a expediat Fenerbahce. Cea mai ridicată medie din prima ligă a Turciei și e prima și în clasamentul eficienței. 13% dintre ocaziile create au fost transformate în goluri. Cote! Singură înfrângere, nu? Da. Tape, ce sunt. Uh, 3,80 căci ce dezechilibrate sunt, erau mai echilibrate, dar acum da 3,70 galul, 1,95 solistul pe Fenerbahce Știi pe ce merg eu aici, Carmen? Sunt chiar curioasă O să te surprind Nu știu Iasă. Total goluri, prima repriză Și total goluri, a doua repriză Unde e asta? Stai așa peste 0.5 cu peste 0.5, deci gol în ambele în ambele reprize. 1.57 pentru un bilețel de 5 meciuri, eu zic că este foarte bine. By the way, uh, bilețelul nostru din 5 meciuri de cotă 15 din episodul trecut a fost ratat iar la un gol, al doilea consecutiv la un gol, pentru că nu i-a dat Atletico golul Barcelona bine, știu. El, da, tu okay, ai jubilat, da. dar puteai să baci cu 3-1, Păi, nu că cei acesta. drept luasem și eu. Gen, au avut bar, ambele marchează au avut și... aia liberă la, de pai, parcă, respins o portabilă da, da. în bară Aston Villa, Arsenal e? Să vedem aici, aici tot o echipă de-a dar o să-ți fie greu, zic eu, la ce am văzut la Villa și cu ce City dacă ați văzut, mă? Eu ori sunt pe primul City, loc Ori a fost City prea leșinată. Da, eu sunt pe primul loc, am 4 puncte peste Aston Villa cu 32 de puncte ar trebui să nu mă intereseze, să nu mă gândesc că Vila e neînvis acasă în Premier League de 14 meciuri, 14 victorii consecutive acasă. Asta, în Vila, incredibil. Și ultima înfrângere, tot eu arsenal le-am da. administrat-o până februarie. Da, să ne amintim cum, cum ai câștigat la Luton. Vai, de viața mea. <laughs> <laughs> păi da, și că -ți mai povesteam minutul și 9, ție, și da? Oricum nu mai credea nimeni și nimic, am zis că nu, clar, mă curăț, bă, nu eu nu credeam creză. nici că îmi dau goluri aia Am zis că hai poate îmi dau un gol, dar... Da, trei Bă, lasă -mă. Și eram și foarte supărată, ți-am mai zis eu și cu... De câte ori am luat marcator Havertz și Rice da, da. și alea Bă, odată n-au dat, s-au trezit acum Când n-ai luat Când, Da, și am zis, bă, nu mai iau sacala Multe meciuri am zis, nu mai au marcator sacala, saca, saca. lasă că mai iau și palții am luat acum saca. Ia uite frate, a dat toată echipa golul, m-a dat. Băi, deci m-a avut inspirație. Dar, ultimele patru meciuri directe, patru victorii Arsenal. Or fi oamenii ăștia pe val. Pe mine m-a mai chinuit în MRI pe la echipele lui. Dar, uh... Woody Binning. <laughs> Sezonul trecut a bătut Arsenal la două partide extrem de spectaculoase, 4-2 și 2-1. Foarte frumos. Bă, sincer, nu știu, acum eu chiar n-aș lua pe Arsenal. Mi-e frică. Nu, asta eu. Da. Uh, Vin după șase singur... victorii consecutive, totuși, eu, din care două în Liga Campionilor. Nu mai contează ce, cum da. le-am obținut. Arsenal lider în clasamentul deplasărilor. Un singur meci pierdut în actuala stagiune. 8,4 cornere pe meci. Asta am mai tot zis, o cea mai mare din Premier League pentru Arsenal. În acest sezon, băi, chiar am mai bifat o premieră la etapa din weekend. Manchester City 0 cornere. Oh, Doamne, băi, deci au zero. fost atât de și weekendul ăsta nu mai am. Nu că nu luase un pariu pe cornere pe Manchester City, am dar pur și luat... simplu mi-a sărit în ochi. Băi. Nu am mai văzut așa ceva de mult. City. Da. și nici un gol. Da, Arsenal are fotbaliști în toate topurile din Premier League. Saliba pe 2 la numărul total de pase reușite, 1210. Să a capă 3 în clasamentul celor mai buni pasatori cu 6 asisturi. Uh, <laughs> Aston Villa este lider într-o ierarhie inedită, cea a autogolurilor. Trei în acest sezon. Să fie primit. Să <laughs> fie primit. tare cota un autogol. Că prea s-au umflat, prea s au luat-o în cap. Cotele zic în felul următor, 2 și 10 Arsenal, ușor favorită. 3,70 egalul 3,40 pe Aston Villa. 1x ăsta la 1,75. Uite, îți mai arăt eu o cotă. Pariul pe care o să-l eu este ăsta, foarte clar. Ambele marchează la 1,65. Dar știi ce mă mai gândeam eu? Că dacă vreau să joc bărbătește, o să joc bărbătește pe un bilet separat. Șansă dublă și ambele marchează 1x și da, cotă E de luat în calcul. Bă, Carmen nu o să vrea, că ea vrea să bată Arsenal. Băi, lasă-mă în pace. Total autogoluri, cotă 8. Da? Este 0, Ia să vedem. Total autogoluri, cotă 8. Da. <laughs> Foarte mișto. <laughs> A, bă, dar chiar în fiecare meci așa Da, mă, da? E. da. Ce? statistica... Eu nu știu cum faceți și... voi, care vorbiți mai des, interacționați cu domnul Cătălin și pe comentarii și pe sesiunile live, dar eu întotdeauna când mi se arată, fac câte un bilet de la nenorocire. Bă, dar nu fac cu gen, am pus o nenorocire pe bilet. Nu! Pun cel puțin multe. două, trei. <laughs> Măcar dacă e bal, bal să fie. Da! <laughs> nu? Și vezi că dacă se potrivește câte un weekend din ăsta, cum mai pățim, de toate <laughs> da. este da. selea, maxim una să respectă și să târâie cinstit în continuare, știi? Ai și noroc. Eu uit așa, când îmi vine câte o idee de asta și găsesc o cotă de asta bună, cum ar fi acum asta, da? De un autogol 8. Mai iau și invers la ceva, nu știu, și le găsesc. Sau un marcator mai, mai răruț. Da, corect. Hai să mergem în Germania, Dortmund cu Leipzig. Oh, locurile 4 și 5, fraților. Adică... Leipzig un punct peste Dortmund, care are 25. Leverkusen în continuare nu mai discutăm, fenomen, impresionează pe toată lumea. prin cupă... Am zis data trecută că nu bate Leverkusen pe Dortmund, am zis. S-a notat, s-a notat. <laughs> da. Dortmund în în cupă cu Stuttgart, 0-2. Ambele calificate în optimile ligii campionilor, fără griji. În ultimele șase meciuri disputate în Bundesliga între Dortmund și Leipzig s-au marcat de fiecare dată cel puțin trei goluri. Ultimele șase meciuri directe jucate pe terenul lui Dortmund au fost GG. Uh, ultimele 5 meciuri disputate de Leipzig în toate competițiile au fost GG. Dortmund a marcat în 57 din ultimele 58 de partide uh, disputate pe teren propriu în Bundesliga. E ceva. Domnul Openda în formă, i-a dat două boabe lui City, 5 goluri în ultimele 5 partide. Am înțeles, deci ce ne luat? Da, păi, uite acum, să arăt ce am luat. E ceva clasic și zic eu că păi fără clasice... emoții. Fie Fii atentă cât de echilibrate sunt cotele la meciul ăsta. 2.55 Dortmund, 2.55 Leipzig, 3.90 egalul. Egalul ăsta are o cotă fantastică, 3.90. Deci la, la, cât de echilibrate sunt, în mod normal, era pe la 3.30 pe acolo, dar 3.90 e chiar bun. Asta pentru că uh, se așteaptă la un număr mare de goluri și în partidele în care ne așteptăm la un număr mare de goluri, automat uh, scade posibilitatea de egal. Da? Un 2-2, 3-3 s-a mai văzut între ele. Uh, bun. Ce jucăm noi, asta jucăm. Interval goluri în fiecare repriză, mm. între 1 și 3 goluri, cota 1.85. Ați văzut că până acum tipul acesta de pronostic nu prea ne-a dezamăgit. Și să trecem la ultimul Ca ultimul să... meci important din acest weekend, bineînțeles în Superliga, derbiul, să zicem așa, dintre CFR Cluj și FCSB. De ce zici să zicem așa? la derbi... Mă gândesc că e altceva, la, tradiție, o rivalitate, nu la locurile. Da, nu. da, da, da. Asta e de conjunctură, dar în ultim, așa, în ultimii ani. De ce? Păi este că s a niscat și ori, aici o rivalitate este un meci așteptat, interesant pentru da, fanii Superligii. Da, este. Și eu sunt foarte curios dacă se va termina 1-1. <laughs> <laughs> Pentru că așa mă gândesc eu. În ultimele 8 meciuri dintre CFR Cluj și FCSB s-a înregistrat PSFX-ul, 5 remize are CFR Cluj în primele 18 etape. Feroviarii vin tot după un egal miercuri cu rapid în Cupa României, unde am jucat single X Solist la 3.50, oamenii din Super Social sunt martori, au copii. și 8 dintre cele 18 meciuri jucate de CFR Cluj în campionat au fost X la pauză. În cazul lui FCSB, 6 partide au înregistrat un rezultat de egalitate după 45 de minute. Ce CFR Cluj, cea mai ofensivă formație din România în acest sezon. O medie de 15-61 ocazii de gol pe meci, nu venea să cred. FCSB ocupă poziția secundă, 14,61 oportunități per partidă. O veste bună primită de FCSB înaintea deplasării din Gruia, domnul Florinel Coman a fost suspendat o singură etapă, cea din cupă, deci este ap de joc. Același număr de faulturi comise în acest sezon, câte 236 de fiecare echipă și asta e o coincidență remarcabilă, având în vedere că s-au scurs deja 18 etape, Uh, patru penaltiuri a primit uh, FCSB-ul, trei penaltiuri CFR Cluj. <gâng> Te-ai gândit la ceva pentru meciul ăsta? La nenorocire, da. Yeah. Cotă 3. Așa. Că va fi cartonaș roșu. Și o combin cu aia de 8. <gâng> dar de mai devreme. vreme. Vai, ce nebunie, dar e așa. Un autogol. Cartonașe. va fi cartonaș roșu, cotă 3 și cu 8 autogolul acolo, 24. Și da, care. frumos, frumos. Care, care vreți să aruncați bani de semințe pe nebuniile propuse de Carmen? grengele da, da, și eu mai arunc, să știți, no. că nu Da, cotele pentru această partidă, 2.55, CFR Cluj, 3.30, egalul și 2.90, solistul pe FCSB. Da, chiar sunt, chiar sunt curios cum o să, să termine. Oricum, eu joc Sfântul PSFX la 1.65, nu cred că mă poate dezamăgi cota asta. Și ăsta a fost al cincilea meci. Hai să vedem cum arată biletul. Biletul l-am plasat pe Super Social, l-am postat dinainte ca să apuce lumea să-l vadă. Prinsesem chiar 1.72, dinainte să filmăm la Juventus. Acum văd că am mai scăzut, semn bun pentru tine. Așadar avem o cotă finală de 13 pe care am jucat 0,5% din bugetul meu de pariere Din cele 5 selecții care mi se par mie chiar bune să știți că avem șanse Șanse chiar realiste să-l prindem de data asta Dacă vreți șanse un pic mai mari, ca de obicei vă recomand să-l jucați în sistem 3 din 5, 4 din 5 și 5 din 5 cu ceva mărunțiș pentru că ați văzut la ultimele 2 4 din 5 oferă deja un profit destul de frumos și au fost prinse 4 din 5. Gata cu cele 5 meciuri din weekend, hai să trecem noi acum la biletul etapei din Superliga. Biletul etapei din actuala rundă de Superliga. Știți ca de obicei încerc să dau un pronostic pentru fiecare dintre cele 8 meciuri care se dispută și iată ce ne-a ieșit. Am ales să joc un pic, un pic mai safe, adică la cote mai mici. Asta nu înseamnă că sunt mai sigure, da? așa cum se exprimă mulți, domnule, cota mai mică e mai sigură. Nu, sigur nu există, dar să zicem că e un pic mai safe. Poliaș, Uta Arad, marchează Poliaș, rapid voluntari, sub 2,5 cartonașe în prima repriză, cotă 1,28. Uh, Hermannstadt Craiova, X2, Craiova e pe val, 1,42. Farul Petrolul, 1X și peste 1,5 goluri, cotă 1,70. Mi se pare chiar foarte bună. CFR Cluj cu FCSB, Florinel Coman, minimum șut pe poartă. Ăsta trage ca apucatul de unde apucă, 1,42. Mm. Uh, FCU 1948 Craiova cu Botoșani, Dronobet pe Craiova, 1.35, dacă este egal să dă cotă 1, vă repet, Dinamo București cu U Cluj, marchează U Cluj la cotă 1.33, asta ar trebui să fie bani pe jos, și oțelul cu șep și PSFX, cotă 1.57, avem așadar o cotă finală de 16.45, și o cotă reală de 19, 18,9, după ce am primit și super bonusul de 15% pentru selecții la cotă de peste 1,25. Iar acum, dragii mei, nu uitați de concurs. Ce să facem noi de data asta? Hai să mai diversificăm un pic așa. cu scoruri corecte am făcut. Cu... Hai să trecem iar la marcatori. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii pentru fiecare meci din această etapă, da? deci 8 meciuri din această etapă de Superliga, câte un marcator pentru fiecare partidă. Nu-mi lăsați mai mulți, unul singur, nu contează de la care echipă dintre cele două care dispută meciul, iar dacă voi considerați că va fi un meci de 0-0, scrieți acolo niciun marcator la, nu știu, oțelul cu șepșii, Niciun marcator. Nu vă editați comentariile. Cei care vor avea cele mai multe răspunsuri corecte, dar minim uh, 5 din 8, o să intre în cursa pentru cele 10 free beturi de câte 100 de lei. Dacă sunt mai mulți uh, la egalitate cu același număr de pronosticuri corecte, știți foarte bine că tragem la sorți ca de obicei. Ce am jucat la proiectul Challenge Cot 2? La proiectul Challenge Cota 2, am jucat aceste două meciuri. Brazilia cu Argentina. Argentina sub 23,5 goluri în viața vieților. Nu le-au dat 23 de goluri când au jucat cu Brazilia. Sper să nu fie cazul acum. E, da. Montpellier cu Lanz X2. Acesta este pariul 1. Am mizat doar 100 de lei separat față de față de cei 2%, dar în momentul acesta în care filmăm noi joi seara, mai avem un pariu în desfășurare, dacă este să iasă acel pariu, teoretic trebuie să mizăm 200 de lei pe pariul acesta, așa că foarte simplu o să mai adaug un pariu de 100 de lei. Dacă acela de joi va fi pierdut, rămânem cu cel de 100 de lei. Foarte simplu, o să vedeți voi că o să ajungem să legăm și la acest proiect 10 cote de 2 consecutiv câștigătoare și o să ne îmbogățim. <laughs> și acum momentul mult așteptat al biletului bonus dublu. Biletul bonus dublu din acest weekend sperăm să fie cu noroc are deja o de copieri. Nu știu dacă o să ajungă la de 7500 cum a ajuns anteriorul? cel de săptămâna trecută. Ideea este în felul următor. L-am publicat dinainte ca să aibă lumea timp să-l copieze din Super Social și mare atenție, stați cu ochii pe Super Social, da? dacă nu mă aveți deja, trebuie să căutați acolo Cătălin Mihalache, pentru că o să mai postez Uh, mai am în plan încă cel puțin două bilete bonus dublu pentru acest weekend, pe care le voi posta strict pe Super Social. Nu le mai pun și pe grupul de Telegram sau pe site-ul meu, vor fi în exclusivitate pentru followerii mei de pe Super Social. Uh, iar la acest bilet, uh, situația e în felul următor. Avem un meci de vineri, un singur meci de vineri, cel de la Scoțieni. În total, sunt 21 de meciuri. Dacă Printr-o întâmplare nefericită, ne arde primul meci de vineri, putem să recreem biletul cu doar 20 de meciuri, să punem de sâmbătă încolo. Uh, și este făcut de așa natură încât, dacă ni se mai anulează un meci, cum am. știți că dacă se anulează un meci, primim cota 1, ni se scade și din bonus. Nu mai e bonusul de 100%, e de 70%, de aceea avem 21 de selecții pe el. Iar ultimul meci este joi. Avem meci de marți din Liga Campionilor, apoi de miercuri. Ultimul meci este cel dintre Fenerbahce și Spartak Târnava de joi. Dacă ajungem până acolo, vă dați seama că o să-i dăm dita mai contra lui Fenerbahce peste 1,5 goluri. La fel, l-am plasat de două ori. Știți foarte bine povestea ca și săptămâna trecută să băgăm niște bănuți în buzunar când am dat cash out la două bilete, cash out la cotă 45 și cotă 30, adică ne-am asigurat deja încă jumătate de an să jucăm bilete bonus dublu. Miza a împărțit, deci voi dacă vreți să puneți, nu știu, 10 lei, puneți un bilet cu 5 lei, un bilet cu 5 lei este foarte simplu, așa am făcut și eu, am pus 50 aici și 50 pe încă unul identic, cotă finală 267 iar cota reală după ce am primit și super bonusul de la Superbet este 534 pe această minunăție de bilet care zic eu că trebuie să vină, că este acolo, că tot bate la ușă. Bă, da, luați-mă și pe mine. da. Gata? Da, da, gata. Ai calculat? Ai tras linia? Ne mai da. cunoști de săptămâna viitoare? Pe cum, dar ne îmbogățim cu toții dacă e ce. Cătă, ce să zic, să fii inspirat în continuare și voi, buzunare pline, săptămâna viitoare, episod nou Episodă Mâine, păi mâine, mâine, o să vă fie doar de noi, că mai facem și noi o sărbătoare, o ceva, nu? Mai avem un pic și încheiem aia, tragem linie Să fie pe plus a, Ne revedem și săptămâna viitoare la un nou episod din Fabrica de Cote